Doamnelor și domnilor, începe Cronica Cârcotașilor cu Huidu, Găinușă, Bebelușele, Dezbrăcatul, Mistrețul, Puștiu, Bruvaru și trupa Jukebox. Mulțumim, mulțumim trupei Jukebox venit aici de la un eveniment. Am înțeles că participați la Festivalul Internațional de Nunți, iată, foarte buni. Am văzut că prezentatorii în general vin și zic: bună seara, ce bine ne simțim, ați văzut cum plouă afară, vreți să fac eu chestia asta aici? Nu se poate, mai ales că domnul coprezentator, domnul Șerban Huidu, a căpătat și obiceiul de la radio întârzie. O să încercăm să luăm legătura cu el, stați o clipă, am văzut la televizor, iată-l, văd în sfârșit în monitor pe Șerban Huidu venind vijelios cu motocicleta, a reușit, el ne-a avut nici carnet din cauza asta, probabil. Șerban, mă auzi? Șerban, mă auzi? Da, mă aud, intrat apă la Delco. Da, stați un pic, aș vrea, merge. Hai, dă-mi drumul. Stai numai puțin, stai că fac prezentarea acum de început. Aș vrea să mă filmați și pe mine, mulțumesc. Da, mulțumesc, nu de alta, dar nici când nu e prezent. Deci am văzut că în general la alte televiziuni au o cască, știi, că par interesant și vorbesc în cască cu... Alo? A, da! Șerban, mă auzi? Da! Da? Regia, mă auziți? A venit și Șerban și trebuie să începem emisiunea. E încuiat! E încuiat! Păi și eu ce fac? Stai numai puțin, colegul Șofariu, mă auzi, da? Așa, ce te rog eu? Ține-l încuiat până sare cu banul, pentru că fiind milionar... Caută-l, băi, nene, până atunci, până negociem intrarea în emisiune, headurile, mulțumesc foarte mult! Astăzi, la Cronică. Miniștris habarniști. Nu am discutat, nu am discutat, nu am discutat. De intenționat să... Nu am discutat. Politicienii pregătesc o lege... Da, vă rugăm frumos. Jurnaliștilor. E de discutat. Avem tâmpenii din tembeliziune. Începem, da? Chiar dacă nu par... Se pișa. Acuzațiile nu au putut fi însă probate. Așa a zis. Voi fi un consumator al... Acum ar fi un bun moment. Vă mulțumesc mult. Du-te, morți, mă, zic. Corect. Țiganii rămân fără turnulet. S-a furat mult din România și nu se mai găsește material. La Zero TV se adună toți nebunii. Nu, e o părere așa. A început campania electorală. Că am pierdut alegerile. Premierul Boc promite fără număr. Dar nu mai mult de 10.000 de euro. La ANAF, șefii sunt praf. Controlele ajung numai la aia, fraieri. La Răzvan și Dani se cântă live. Știi ce grav, nene, eu astăzi dărâm visele. Și necenzurat. Doar lenea care pute planuri mult mai rău ca pizdele. Mai nou, PDL-ul nu știe lumea despre ei. Are un nou slogan. Cuza a rămas în istorie. Să vie Cuza. Mascații greșesc ținta din nou. Aici sunt familia Vârcu, Chisălță stă vis-a-vis. Și la final ne cântă. Ușa! Am spart ușa! Ai, am întârziat decât 5 minute, mi-a intrat apă la Delco, deci era afară un praf. Haideți să vă dezvălui, am vrut să facem așa o intrare vigilioasă, dar mi-a spus că l-a lăsat bateria. Exact. De deci, la vârsta asta, mă rog, în fine. Deci să vă spun, când am împlinit eu 34 de ani, m-a sunat el care încă nu împlinise 40 și a zis: tu ai împlinit 34, deci ai plecat pe al 35-lea an, eu am 39, ce mai contează 2-3 ani? Așa ai zis? Așa am zis. Așa ai zis. Ne scuzați. Urmează bebelușele noastre care au 20 de ani. Tinerele. Sexy girl, watch the way you're moving. I like your style, I like your brand new life. Sexy girl, watch the way you're moving, cause all the boys want to na-na-na. Sexy girl, watch the way you're grooving, cause all the guys want to na-na-na. Sexy girl, watch the way you're moving, cause all the boys want to na-na-na. Sexy girl, watch the way you're moving.
noștri să nu mai filmeze cizmele, că cizmele au o problemă, s-au descusut pe aici. Nu e adevărat, nu trebuie să spui așa și ceva. Și vreau să salut bebelușele mâncarea mama de fete și să salut și oamenii care s-au înscris pe pagina noastră de Facebook. Hai, uite, avem de la Craiova, avem de la Râmnicu Vâlcea, de la Iași, de la Brașov, de la avem de peste tot. Pe cuvântul meu, dacă vă minte, ce a venit de peste tot, bravo, mulțumim copii! Mulțumim foarte mult. Cred că ar trebui să intrăm totuși în emisiune. Prea multe prezentări. Nu știu, abia acum e aproape și jumătate. Așa. Am înțeles că o să intrăm puțin mai târziu, din ce în ce mai târziu, nu? Da. Da. La și jumătate acum să fie tâmpenit în televiziune. E simplu. Da, hai, dați-i drumul că e și jumătate. Doamnelor și domnilor, stimabil Cârcotaș, vă prezentăm acum cei mai noi miniștri ai guvernului Boc. Doi habarnici de soi care nu știu pe ce lume trăiesc și răspund la întrebări cu o să, vom analiza, vă vom informa, plus alte asemenea stupide formulări. Ne puteți spune care sunt zonele cu evaziune fiscală mare? În momentul în care vom veni cu actul normativ, o să vi-l prezentăm. Mâine este termenul scadent pentru acele datorii care trebuiau plătite de Rompetrol. Ce se va întâmpla? O să vă comunicăm în momentul când se ia o decizie. Păi, mâine este termenul limită. Vă comunicăm în momentul în care se ia o decizie. Cu cât veți putea majora salariile bugetarilor începând de la 1 ianuarie 2011? Încă legea nu este definitivă. În momentul când o definitivăm, o să vă comunicăm. Dar va exista o majorare? În momentul în care definitivăm legea... V-ați gândit ce pachet de finanțare extern va accesa România? Deci, deficitul bugetar va fi finanțat și dacă luați strategia financiară bugetară, vedeți acolo și piața internă și piața externă. Nu v-am întrebat asta, domnule ministru. Te-am spus legat de pachet financiar. Trecem acum la sinistrul muncii, care parcă este pus pe ripit. Nu știe, n-a făcut, nu cunoaște, nu nimic. Domnule ministru, ați discutat în guvern despre micșorarea indemnizației pentru mame? Nu. Nu astăzi se discută despre această măsură? Nu, măsură? Am discutat. Dar intenționați să... Nu am discutat. Intenționați... Domnule ministru, există variante de lucru în cadrul Ministerului Muncii pentru reducerea indemnizației de mame? Din informațiile noastre, există 4 sau 5 variante. Nu am discutat. Nu ați discutat niciodată? Nu am discutat. Cu aceste două specimene, își dorește premierul Boc să înăsprească lupta cu criza? Ăștia doi, care nu știu pe ce lume se află și nici nu știu să răspundă la niște întrebări simple, ce să le cer lor să cunoască situația reală? Cum se descurcă Românica în varianta ei cea tristă, de exemplu? Câte pâine ați apucat? 2 pâini. Ce pensie aveți? 520. Greu. Am și un băiat bolnav. Președintele țării spunea că situația fondului de pensii este dramatică. Aveți un deficit de 3,6 miliarde de euro. De unde veți face rost de bani? Tot pentru ministru, no. Domnul ministru al muncii, dacă se poate. Sau răspundeți dumneavoastră? Nu, nu. Puneți-i dâns. Nu, am să răspund eu la întrebarea respectivă, dar nu rezervați-o pentru mine. Iată anunțul de guvern pentru angajarea de miniștri. Cabinet privat Boc caută persoane cu 4 clase, studii superioare opționale, capabile nu atât să conducă ministerul, cât să găsească dimineața intrarea în clădire. Experiența în domeniu nu este necesară, certificat psihologic facultativ, distingerea culorilor opțional, se acceptă capacitate de discernământ redusă. Au prioritate persoane care reușesc în urma unui test grilă să distingă mâna stângă de cea dreaptă. Cunoașterea unei limbi străine este absolut inutilă. Eventual să vorbească conversațion la română de lemn. Nu se acceptă pe post persoane cu inițiativă, nu se acceptă nici măcar miniștri care înțeleg cuvântul inițiativă. În urma examenului de angajare, ministru va urma cursuri intensive de limbaj robotic, de îndepărtarea diaristilor, prostirea opiniei publice. Candidaților care trec testele, mult succes în aranjarea licitațiilor. Fără niciun aranjament, concursul emisiunii ăla cu mașina. Brum, brum. O, să te-ai băi, cer băi,
Ce deci, domnule, vreau să vă întreb de codul bunilor maniere, dar n-are rost. Codul de astăzi care este să trăiți? Codul este cuzineț și pentru tine am o surpriză. -25% la salariu. Trăiți? Face nimic? Foarte tare, prea. Foarte urât din partea ta. Dar de ce, mă, ce am făcut? Eu mă gândeam să... Păi da, da, să-i zic. Eu mă gândeam să suplimentăm premiul pe lângă porjanul ăsta. Aș vrea să-i ofer din partea mea câștigătorului un detector de radar. Până sună detectorul tău de radar, l-a oprit poliția, a stins procesul verbal, a făcut dosar penal și i-a dat și amendă. Vezi, mai bine circulăm bătrânește, încet, așa precum colegul Hrubaru cu motocicleta. Și să vezi, să vezi ce departe a ajuns, e director, băi. Săptămâna trecută o duduie a uitat pe ce lume este și stătea și contempla. Anca, din păcate mai există foarte puțin timp până acest vaccin va fi făcut, dar vă spun de ce. Bun. Rockerul Grubaru s-a dus să întrebe. Duduie, pe ce lume ești? Bună seara! Îmi pare bine să te întâlnesc. Și mie îmi pare bine. Știi cât m-am rugat să nu mă dați la cârcotaș? Știi cât m-am rugat? Dacă ai vreun blocaj la un moment dat, crede-mă, am act de cojucul tău. Uite, ți-au trimis cârcotaș și niște pălmuțe. În momentul în care mai ai blocaje de la, dă două, trei palme și ca să te trezești. Așa se spune. Și te trezești. Ia okay, zici și mie ce s-a întâmplat. Noi, de fapt, am făcut pariuri acolo, ce ți s-a întâmplat. Deci, de exemplu, eu îndrăznesc să cred că o să câștig pariul, pentru că am spus așa, doamne, în momentul în care fata aia făcea relatarea aia, a trecut Felix în curgol pe acolo și s-a rămas blocat așa. Nu? Ce s-a întâmplat? Nu, nu s-a întâmplat asta, din păcate. A fost așa. Nu era textul meu, nu îl scrisesem eu, nu era pe domeniul meu, era ceva cu un vaccin contra obezității. Așa. Și am coborât repede la plasmă, era direct și Oana mi-a dat pasa și când m-am întors înspre prompter să-mi citesc și eu textul, surpriză, textul meu nu era, se mișca, era capul video al Oanei, era altceva și așteptam să-mi pună și mie replica corectă. Și așa m-a așteptat. Adică, na, știi că există o vorbă în popor, te uiți ca bă un tub, știi? În secunda aia, știi, ai rămas așa și te uite. Adică, ce face un reporter sau, eu știu, un prezentator în situații de genul ăsta? Aici a fost vina mea că nu am avut o blanchetă cu textul, pentru că nu poți să te bazezi pe prompter de fiecare dată, mai ales dacă nu stăpânești foarte bine subiectul. E, și până la urmă era vorba de niște, nu, e un vaccin contra obezității. Bă, băieți, trebuie să dai liber așa, știi? Bă, băieți, nu mai mâncați ca proștii, că ajungeți obez și faceți injecție și vă doare. Adică, na, să improvizezi ceva, n-ai putut. Cine sunt? Lasă-mă să ghicesc, te-au dat afară. Măi, nu m-au dat afară. Nu mai lucrez acum la Antena 1. Vorbesc serios, nu mai lucrez la Antena? Dar nu din cauza asta, nu din cauza asta. Transmite repede un mesaj pentru Șerban și pentru Miș. Vă pup și sper să nu mă mai dați la cronică în posturi atât de penibile ca să-mi dau pălmuțe. Pentru cronica cărcotașilor, Cristi Hrubaru. Aș vrea să vă arăt un băiat, să vedeți dacă e băiatul meu sau nu e al meu. Ia uitați-vă la el, ia. Ia, ia. Rari. S-a văzut. Doamnelor și domnilor, apropo de rockerul Grubaru, să știți că am pentru el un singur cuvânt. Rock and roll, brother! O să vedeți despre ce. Ia, l-ai declanșat pe fiitul, nu se poate așa. Ce faci, tati? Acum se vede de... Vă dați seama, ce-a învățat și el acasă, nu? Cum se zice. Filmează acum îl filmează, suntem în direct. Tati, zile bebelușelor să danseze. Până atunci dăm pe desene animate pentru ăștia mici, da? Bebelușelor, dans, mă, n-auziți? Când era, ce să mai era. Aș vrea să-i prezentăm pe cei trei noi colegi ai noștri pe care i-ați remarcat. Întâi pe care am testat.
Și pe care o să-i vedeți în continuare. Nu, au fost și plătiți. Cum se spune, că erau în teste. Nu. Ancuța Elena Petcu! Felicitările noastre! Alexandru Mustățea! Domnul Alexandru, salut! Salutăm. Fiști tu mai vesel. Și iată, cea mai mică, cea mai veselă este Gabi Marin. Felicitările noastre, bravo copii. Sunt cei trei colegi ai noștri. Nu i-am prezentat până acum, dar acum iată sunt în emisiune. Un personaj pe care nu am vrea să-l prezentăm și nu prea am vrea să-l mai vedem în peisajul autohton este fostul primar, nu? Nu, fostul turnător. Da, bine, înainte a fost turnător, a recunoscut că a fost turnător, acum a recunoscut că a fost primar și acum nu știu ce are cu jurnaliștii. Ce tot are cu jurnaliștii ăsta? Fostul primar al Brașovului, domnul Ghișe, ar dori să facă el o lege a presei. Cu ziariștii evaluați din când în când, duși la psiholog, care să plătească pentru delicte de presă și care în general să fie controlați cum vor mușchii lor, ai șmecherilor care au imunitate și sunt puțin mai egal decât ceilalți cetățeni. Totul se întâmplă evident în această democrație imperfectă în care trăim de 20 de ani. E normal ca și jurnalistul, din a cărui condei de multe ori se schimbă, ca să nu spun că se mutilează destine, poate să aibă o astfel de verificare. E de discutat, poate nu un an, poate 2 ani, poate 4 ani. Sigur, noi așteptăm de la dumneavoastră propuneri. Dar vă rugăm frumos, motivate scris. Ce e mai grav e că există ziariști care au pus botul la porcăria formulată de politicieni. Ei chiar dau niște exemple de delicte de presă. Propunem și înființarea unor lagăre speciale pentru ziariști la Bug, ca să aibă ăștia cu gură slobodă unde să se ducă la reeducare. Pam, pam. Dacă eu vreau să vorbesc că domnul senator are chiloții roșii, nu este de impact social și în societate. Deși public, nu e atare, poate fi interpretat ca un delict. Da, mulțumesc. Bine. Haideți, vă rog, că închidem ediția. Am nevoie de ultimele voastre articole. Avem bunul de tipar și după aceea dăm la tipografie. Hai mă, copii, mă, scrieți. Halt! Toată lumea în acest moment lasă pixurile jos. Ce vrei, domne, cine ești dumneavoastră? Iohan Ghișe de la Poliția Presei. Astăzi a intrat în vigoare legea jurnalistului propusă chiar de mine. Danke schön. Ce lege? Bună! Ce lege? Eu pun întrebări aici. Tu? Da. Ai diplomă de ziarist? Nu. Sunt licențiat în litere. Am zis așa, în lege, da? Că jurnalele sunt scrise numai de jurnaliști. Ce s-a dat litere? Tu? Eu sunt jurnalistă. Aviz de la medicul psiholog ai? Nu, pentru ce? Stai, domne! Dacă era nebună! Cum să fie nebună? Era perfect, sănătoasă, o fată cu minte și scria foarte bine. Părea, domnule, părea? Păi ce, eu dacă par sănătos la cap, chiar sunt, ha? Tu! Eu ce? Tu ce scrii aici? Horoscopul, domnule Ghișe. Am zis așa, inserarea de informații care nu au implicații în societate contravine legii, da? Ia să vedem aici, horoscop pește, chiar eu. Tulburări de comportament? Tulburări de comportament? Uitați, ziarul, Sefu! De ce-ați ucis-o, domne? Urăsc cuvântul ziar. Domnul redactor șef, ia să văd eu ce titlu a spus mâine pe prima pagină. Păi, Herta Müller la București. Ce Herta Müller? Ce Herta Müller? Recunoaște, m-am urmărit cu atenție în tinerețe ca informator, bineînțeles. Ce remușcări am, că am fost securist. N-am, domnul, nicio remușcare, domnule. Ce, doamne? Ha, gata, raus! Să mergem! Ha. Apropo, cum se numește ziarul ăsta? Cuvântul liber. Ce liber? Ce cuvânt liber? Ce liber? De acum îi spunem ziarul fără cuvinte! Să mergem! Râdeți, dar nu-i de râs. În istorie s-au întâmplat lucrurile astea. Alte inițiative ale bravului primar șveic, bă, Ghișe ar putea fi. Legea scrisului. Pot compune și trimite scrisori doar scriitorii. Sau legea mersului. Pot merge doar mergătorii. Și legea informării. Pot informa doar informatorii. Pardon, asta e legea turnatului. Pardon. Deci pot turna în pahare doar turnătorii. Stai, că asta este legea televiziunii. Pot fi moguli de televiziune doar foști turnători. Asta e legea economiei și a politicii și a României în general. Toți turnătorii sunt acolo, firar să fie. Mulțumim celor care ne-au scris pe noua aplicație de pe pagina de Facebook a emisiunii noastre și ne-au trimis bulbuțe de la televizor. Iată pe facebookiști, ei sunt. Felicitările noastre, mulțumim. O parte dintre ei.
Da. Urmează să vedeți ce ne-ați părât. Voi ați părât, noi difuzăm. Uite. Ne întâlnim, stimabil cârcotaș, cu tătucul Serghei Mizil, chiloțil micozil, care cum deschide gura la televizor, cum râgă o înjurătură. Eu m-am legat de măsta de tasul cum s-a luat și prin baie. Dă-i și pata pivicea cu papirul mai mare decât capul. Dă-te morții, măi, cu măsta și cu tatăl de mine, de familia mea. Dar chiar nu poate nimeni să se abțină al mai chema pe pelicanul ăsta bătrân pe post? Chiar trebuie să-i suportăm toate înjurăturile ce răzbat din gușa endemică? Eu m-am legat de măsta de tasul cum s-a luat și prin baie. Dă-i și pata pivicea cu papirul mai mare decât capul. Dă-te morții, măi, cu măsta și cu tatăl de mine, de familia mea. Rămânem la registrul venal de asta dată involuntar. De la DigiSport, o duduie s-a abonat la Cronicuță. În 2006 a fost acuzat de corupție într-un imens scandal care a zguduit fotbalul polonez. Acuzațiile nu au putut fi însă probate. Drăguță domnișoară, e greșit cuvântul, dar este singura sclipire în postul ăla amorțit. Acuzațiile nu au putut fi însă probate. La irealitatea, afaceristul ziaristul Chiriac are și el probleme cu cuvintele. Ce satisfacție drăcească poți să ai să tai salariile la toată adunarea și apoi să-i pui pe unii să bată cu ceilalți. Hai să-ți fie de bine, ai făcut și tu aceeași chestie cu norocul personal când l-ai împrumutat pe mogul cu 1 milion de euro să-și plătească salariile în trust. Ia-ți adio de la el, pararam. Ce satisfacție drăcească poți să ai să tai salariile la toată adunarea și apoi să-i pui pe unii să bată cu ceilalți. Trecem acum la cel care avea gura cea mai slobă de la televizor. Poetul Mircea Dinescu e chiar cu minte la exprimare, dar are la activ un atac cu pantoful. Arma chimică! Cascheta care demite miniștrii este și ea invitată dar în această arma, seară la... Atentatul cu șapcă. Până acum erau tot felul de atentate, cu pistoale, în sfârșit, în Europa avem atentatul cu șapcă la adresa... A mai fost unul cu pantoful. E greu să vreți să vă scot pantoful, să-l atentez la dumneavoastră? Fără doar și poate puteți să faceți ce vă trece noastră prin minte. Poate că vreți să mă arestați în urma acestei chestii. În niciun caz. La următoarea, sau la prima manifestație... Domnul Dinescu, dumneavoastră arestați discuția. La următoarea manifestație, dacă nu o să particip în toamna asta... O să-mi arunc un pantof peste zidul. Subminați autoritatea moderatorului la ora de foc. Serviciile secrete o să-l miroasă, o să vadă care, ce substanțe periculoase conține pentru subminarea statului român. Subminați autoritatea moderatorului. Iată acum o confuzie de zile mari. Un adormit din Parlamentul francez l-a prezentat pe un înalt oficial de origine turcă de la Consiliul Europei ca fiind Ceaușescu. La bienvenue à une délégation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Conduite par son président, Mevlut Çavuşescu. După așa o gafă, colegii săi francezi, cu sânge în veioză, i-au cerut demisia. Demission! 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 Și-am păstrat o bâlbă la final. Referindu-se la o revistă americană, o zuză de la realitatea a spus cam așa. Nicolas Sarkozy este noua față a extremismului european. Asta cel puțin dacă ar fi să ne luăm după coperta și articolul de fond din ultimul număr al prestigiosului săptămânal american Newsweek. După New York Times și The Economist, Newsweek este a treia mare publicație anglosaxonă. Cum? Cum se numește că tare ne-am distrat? Și la mai mare, Cronicuța e nerăbdătoare! După New York Times și The Economist, Newsweek este a treia mare publicație anglosaxonă care îl critică deschis pe președintele francez. Stați un pic, dragă, deci mai fac-o, nu e greu. E un cuvânt compus, format din, repetă după mine, ni... Ni, cam pe poziția ni la ea, oi, prezentatoare, oi. Așa, după ni urmează us... pe care îl găsim noi la îndemnul unei persoane. Us, us de aici, us la stil, us, 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 us. Ni, us și continuăm cu ui. Tot din constatarea. Ui la ea, doamne! Ni, us, ui și terminăm cu c. C, de la cum te c-c-c-c-c-c-c-i să pronunți c. Data viitoare învățăm denumirea ziarului Frankfurter Allgemeine Zeitung. Vreți să pocnească? Ai nebunit. Ce aflați în Cronicuță? Imediat. Urmează la cronică. Avem bâlbe televizate. Lumea va vedea lume noi. Tânărul de originalitate română. Da, ne... S-a întrerupt satelitul, cred. Sunt chiar bucuros. Țiganii au rămas fără palate. Nu mai avem bani. La OTV se adună toți nebunii. Eu vă spun pe aia de ce sunteți prost. Și vine și topul Rușinică. Adică șbecăr de 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 șbecăr de
În câteva momente revine Cronica Cârcotașilor. I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. Every time I close my eyes, I see my name shining light. Whoa, I think I see me every night. Oh, I swear. Dacă ar putea cineva să-mi dea vreo două foi de 100 să-i le lipesc lui ăsta pe frunte, da, să fie, da, și el, da, miliardar. Miliardarule! Sufletul meu, sufletul talentosule! Sufletul tău, casă! Trupa vocală, da, instrumentală, jukebox, să știe toată lumea, da, miliardarii. Da. Păi știu pe ăștia, Azur, Generic și Jukebox. Au fost foarte buni ei, foarte buni. Nu-ntași, mă, nu-ntași! Vreau să vă spun că trebuie să vă demonstrăm că suntem direct. Iată, am dat din nou pe un post la întâmplare. Vă rog frumos dacă se poate filma, dacă poate să vină. Alin, poți să vii? Aline, dorm, tată. Numai dacă poți. Vino cu acest. Dacă n-ai altă treabă. Așa. Iată frumos. Suntem în direct, deci dacă dați, avem... Ce frezare asta e bestial, este să fiu. Este senzațional. Le mulțumim colegilor de la Național, FM, Național TV cu Baba Gea, Antena, Antena. Să știți că ăsta chiar emite. Da, mai emite, încă există televiziunea. Bun. Și acum că suntem între noi, că foarte mulți au renunțat la noi și se uită. Le mulțumim celor care ne-au scris pe pagina de Facebook și pe cârcotașii.ro și ne-au spus ce tâmpenii sunt în televiziuni. Ei sunt aici, în studioul nostru, puteți să fiți și voi dacă vreți. Numai dacă vreți, scrieți și veniți. Din ciclul de tâmpenii televizate de la voi la noi trimise și noi înapoi vi le dăm vouă, ia că te le uite aici, ia. Salutare, salutare tuturor cronicarilor, bine ați venit la un nou set de cârcotel de la lume adunate și înapoi la lume date. Pe sport.ro, transmisia este întreruptă de un mare congres al partidului nord-corean. Un taximetru în care se aflau patru fani ai lui Napoli a fost atacat de un grup de români, de 14 români. Aceștia au fost... Da, s-a întrerupt satelitul, cred. Era din Corea de Nord, am impresia, da. Extraordinar. Congresul, cine știe cât la el, da. Congresul 124. E înfiorătoare imaginea și poate ați uitat de marile deschideri și închideri de an școlar de pe 23 august. Stadionul, bre. Trecem acum la GSP TV, unde reporterița inventează cuvinte ceva de speriat. Jucători care nu au prins până acum decât rare ori primul 11 și unde tânărul de originalitate română, Cardozo, ar putea să evolueze. Tânărul putea să fie în cel mai rău caz de origine română. Dar ce să-i faci cu emoțiile astea ale directului? Și unde tânărul de originalitate română, Cardozo, ar putea să evolueze. La Antena 1, Crina Abrudan, fata de la sport, are o abordare cel puțin ciudată. Seara a anunțat remanierea masivă a lotului pentru la iarnă, dar lumea va vedea nume noi în echipă încă de la primul meci. Cum adică lumea va vedea lume nouă? Că nu mai înțelegem nimic. Ori sunt greșite niște sensuri, înțelesuri și cuvinte, ori nu prea ne mai dăm noi seama ce se întâmplă pe la televiziuni. Seara a anunțat remanierea masivă a lotului pentru la iarnă, dar lumea va vedea nume noi în echipă încă de la primul meci. Revenim la meciul de cascadorii râsului din Europa League, unde Steaua a avut 3-0 în fața mâncătorilor de pizza din Napoli. Din nefericire, Camora i-a făcut până la final și s-a terminat meciul 3-3. De unde e clar că mafia napoletană e mai tare decât stâna de oi a lui Gigi din Pipera. Băi, dar la final micul dictator era fericit. Enervați de arbitrul polonez pentru puțin timp, suporterii l-au găsit pe Gigi acceptabil și pe alocuri chiar simpatic. Și batem și pe Napoli la ei acasă, păi. Și batem și pe Liverpool aici. Da, asta e, ce? Dar elevi de puncte. Important e că am jucat și că am condus 3-0. Asta am demonstrat valoare. Și am avut și atitudine, valoare. Bravo, tată, onoare. Gigi, capul sus și agilor. Ce dacă au egalat? Au egalat, asta este. Din punctul meu de vedere, noi suntem învingătorii. Mi-a plăcut extraordinar de mult, sunt chiar bucuros. Ce? Ce-i asta? Ce înseamnă asta? Ce?
Deci acesta este semnul cu care Universitatea Craiova o să facă praf toate echipele din campionat. A venit Satana. Dar mi-a plăcut asta cu Cardozo, tânărul de originalitate română și mai e și bătrânul Oier de oripilalitate aproape română. E română și a română. Ce ai și a română, și a română. Având în vedere cele spuse de noi, care sunt bineînțeles niște răutăți, urmează niște bunăciuni. Bunătăți. Fetele. Bebeluși. Shake one time. Shake one time.